Ora 8, doamnelor, domnilor, bună dimineața tuturor! Sunt Ovidiu Damian, Regional Cafe de la Cluj-Napoca. Începe chiar acum. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. V-am pregătit și pentru astăzi subiecte interesante, sperăm noi, motive întemeiate să vă începeți ziua, să vă începeți săptămâna alături de noi. Înainte de toate, vă spun că și grila nouă TVR3 intră în curând în acțiune, așadar v-am pregătit cu această toamnă noi producții interesante, dar și dintre cele vechi producții de colecție care vor fi alături de dumneavoastră. De pildă, Eugenia Vodă și Cătălin Ștefănescu vă vor da întâlnire din data de 24 octombrie la ceas de seară alături de invitaților în dialoguri pline de savoare cu personalități care au influențat destinele altor oameni. Spicuiri din această nouă grilă de toamnă pe TVR3, în care și cultura și sportul și producțiile regionale rămân priorități ale televiziunii române, voi mai face pe parcursul ediției de astăzi Regional Cafe. Și mai vreau să vă spun în debutul emisiunii noastre că avem un nou concurs împreună cu editura Libris. Sunând la numărul de telefon care va fi afișat de către colegii mei pe ecran, veți putea, doamnelor, domnilor, să câștigați două cărți. Așadar, încurajăm lectura la Regional Cafe, încurajăm lectura la TVR3 și sperăm să fiți în număr cât mai mare cei care veți suna la acest număr de telefon afișat pe ecran pentru a câștiga aceste cărți în parteneriat TVR Cluj și editura Libris din Brașov. Mergem acum la subiectele ediției de astăzi. O să vorbim despre imagini inedite cu motocicletele din Clujul de altă dată și nu numai. Este vorba și despre un concert caritabil colectiv despre care vom discuta astăzi la Regional Cafe, evenimentul Lună Creativă. Multe, multe subiecte pe agenda noastră de astăzi. Îi spun bună dimineața și bun venit primei mele invitate, Ancuța Lăcrămioara Chiș. Clujul de altă dată revine în atenția noastră cu ajutorul tău și îți mulțumim pentru că ești alături cum de noi. Ancuța, bună dimineața! Bine v-am găsit! Cu o nouă expoziție revenim. Concursuri de mașini și motociclete în Clujul de altă dată. Este o expoziție inedită, așa cum foarte mulți clujeni nu se vor aștepta. Clujul era odată pe harta Europei în ceea ce privește concursurile de mașini. Acestea din 1922, culmea, făceau gălăgie pe Feliac. Cei mai importanți șoferi, piloți ai Europei veneau aici. Regele și prinții României se făcea onoarea de a participa la aceste ediții, chiar prințul Nicolae a câștigat cursa din 1927, așa că iată foarte multe personalități în această expoziție. Așa cum spuneai, un punct important, un punct fierbinte pe această hartă a concursurilor automobilistice și moto. Sigur, din vremuri. Și trecute. În aceste imagini nu doar mașinile sau motocicletele sunt vedete, ci chiar orașul se vede dintr-o altă perspectivă. Vedem cum a evoluat imagini, orașul. Da, vedem tipuri de mașini. De exemplu, în 1930 viteza maximă era de 113 km pe oră, viteză considerată uluitoare pentru acea vreme. Astăzi să nu uităm că pe autostrăzi se circulă cu viteză ceva mai mare, chiar legal. Așa că este o mare, mare diferență între ceea ce era atunci și ceea ce este acum. Concursurile de motociclete iar erau foarte interesante. Din 1930 sunt în Cluj și au durat până în anii 70. Cele de mașini spre anii 85, când acele restricții la combustibil a făcut ca aceste raliuri să înceteze. Dar a fost foarte, foarte important pentru harta Transilvaniei și pentru România să fim acel punct roșu. Povestește-ne puțin despre modul în care ați reunit aceste imagini în colecție. Imaginile fac parte din trei colecții, din colecția Minerva, din colecția Asociației Clujul de altă dată și din colecția domnului Viorel Popa, care a fost 25 de ani directorul ACR Club Român Cluj. Și povestea dânsului legată de concursurile de mașini din perioada comunistă sunt deosebite. Nu ne-am aștepta ca acea protipendadă comunistă să continue, de fapt, începuturile interbelice. Ei bine, s-a ținut în continuare seama de valorile automobilistice, sigur cu mașini românești, cu vestita Dacie, care avea roțile întoarse, nu se mai concura cu mașinile străine, dar a fost o perioadă foarte bună.
erau și raliuri studențești, așa că era foarte, foarte bine din acest punct de vedere pe zona Clujului. Da, erau mai multe categorii, era într-adevăr, așa cum spuneai și tu, un eveniment complex. Unde vedem această colecție? Unde putem găsi? Colecția este la Casino, în Parcul Central. Se poate vizita de astăzi, începând cu ora 12, până duminică, în 30 octombrie. Expoziția este organizată de Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Clujul de altă dată și, sigur, Centrul de Cultură Urbană Casino, care găzduiește în sală aceste imagini, care sunt peste 60, așa că lumea se poate bucura și de Clujul de altă dată, dar și de imaginile cu mașini, de la curse, la concursurile de îndemânare, pentru că nu erau doar curse de viteză. Ceea ce vedem în anumite imagini sunt și cursuri pentru maestria piloților. Și existau chiar și concursuri pentru dobândirea cunoștințelor în legătură cu condusul. Așa că am pierdut destul de multe sau după 90. Am pierdut, pe de-o parte, destul de multe, exact așa cum spui și tu. Din fericire, cumva, mesajul acelor vremuri rămâne viu și cu ajutorul expoziției pe care voi o organizați și care, iată, păstrează în memoria colectivă acele evenimente. Sigur, și vor vedea și femei care sunt motocicliste, ceea ce trebuie spus în legătură, diferențe am putea face. Atunci, ca să fii motociclist, trebuia să știi să-ți meșterești motocicleta. La fel, nu erai doar șofer, înțeleg, nu erai de doar la mecanic, șofer, erai auto, și mecanic. Până la pilot, până la participam la curse, absolut. De obicei, deținătorii acestor vehicule erau și cei care participau în concursuri, erau mașini scumpe și motociclete scumpe, nu toată lumea își permitea la vremea respectivă o asemenea investiție, dar toți erau cu acele abilități mecanice, tehnice, pentru că nici mașinile și nici motocicletele din acea vreme nu erau la standardele de azi. Așadar, până în data de 30 octombrie ne întâlnim cu această expoziție inedită pe care voi organizați la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central din Cluj-Napoca. Ancuța, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că în această dimineață ai fost alături de noi și ai adus în atenția noastră subiectul acesta foarte, foarte interesant. Mergem, doamnelor, domnilor, mai departe, vorbim imediat la Regional Cafe despre un alt subiect interesant, scena urbană. Rămâneți cu noi! Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, scena urbană, concert de operă, tururi ghidate prin cimitir de luminație. Vorbim despre asta cu invitata mea, Diana Maier. Bună dimineața, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Un subiect foarte interesant, într-un loc foarte interesant. Ce puneți la cale? Un subiect cu care revenim. Am început în 2015 cu acest
cu acest demers și a fost foarte apreciat. Ne-am dat seama atunci că este foarte complicat ca să finalizăm unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am propus, și anume lista cu personalități din Cimitir. Ne doream să avem o prezentare a acestui spațiu, așa cum se întâmplă în toate orașele mari europene, gen Père Lachaise și așa mai departe, așa că am luat toate listele cu monumente clasate și am încercat să le completăm cu contemporani care nu erau pe aceste liste, în așa fel încât să știm care sunt rădăcinile noastre, care sunt ancorele noastre, în diferite profesii, în diferite perioade. Ne invitați să vedem, dintr-o altă lumină, Cimitirul Central, chiar de luminație. Da, pentru că luminația este un moment în care întreaga comunitate este în acel loc, în care gândurile noastre sunt îndreptate către acest spațiu, către oamenii care ne aduc acolo și care au fost parte din viața noastră. Și cred că este bine să augmentăm, să încercăm să-i facem pe oameni să se simtă aproape, să se simtă că fac parte din această comunitate, din acest grup. Chiar pe data de 1 noiembrie, marți, de la ora 18, va avea loc un concert de operă. Da, va avea loc un concert de operă. Anul trecut am avut Requiemul de Mozart. Anul acesta ne-am gândit să schimbăm repertoriul și așa că vom avea Tatăl Nostru și Ave Maria. Și cred că o să vă facă plăcere și o să surprindă pe multă lume acest concert. Da. Vorbește-ne, mai ales că precizai puțin mai devreme despre faptul că evenimentul nu se află la prima ediție. Cum reacționează publicul la această invitație pe care voi o lansați? Dincolo de prezența la aceste concerte, care este evident, am avut două demersuri pe care le-am început. Cum vă spuneam, primul a fost acela de a face aceste liste de personalități pe diferite specialități, iar aici am avut surpriza, pentru că noi am deschis, de fapt, această invitație cu ocazia evenimentului de anul trecut și am primit răspunsuri din partea multor oameni pe mail sau pe pagina noastră, în așa fel încât să putem completa listele. Ele sunt încă deschise și îi așteptăm pe toți cei care doresc să ne ajute să completăm aceste liste în orice moment. Iar în a doua parte, să spunem, a demersului nostru, a fost acele tururi ghidate. Ne-am propus ca și în acest an să invităm pe oameni. Anul trecut am fost surprinși de familii care au venit cu copii pentru a le prezenta ceea ce înseamnă Cimitirul Central. În data de 29 vom avea un tur ghidat mai special, condus de arhitectul Ionuț Julean, care se va intitula Iconografie și simbolistică religioasă în arhitectura funerară clujană, în Cimitirul Central, iar duminică un tur mai general dedicat Cimitirului Central. Ai declarat foarte frumos, Daniela, Ziua Morților sau Luminația este o sărbătoare care implică întreaga comunitate. Fiecare dintre noi avem o poveste, cine suntem, de unde venim, ce am iubit, ce prietenii am hrănit, în ce fel am ajutat lumea să fie un loc măcar mai înțelept, dacă nu mai bun. Da, sigur, fiecare dintre noi avem anumite motive pentru care ne întoarcem cu sufletul deschis în aceste spații. Avem oameni pe care i-am iubit și care ne-au învățat și ne-au format. Și cred că este important să împărtășim aceste lucruri. Spuneai la început despre harta pe care voi ați început-o. Cum stați? Pe unde ați ajuns cu ea? Mai e nevoie de multe completări pentru a avea o imagine de ansamblu asupra personalităților pe care le căutați și doriți să le scoateți la... Aș putea să vă spun că, din păcate, da, pentru că lista asta se completează permanent. Dar sunt oameni dragi pe care putem să găsim acolo sau oameni care, vă spuneam, ne-au marcat viața de la cei pe care știm cu siguranță că sunt acolo, Emil Racoviță, cunoscuții Banfi și Pachei Lajos sau sportivi renumiți. Lista asta se completează permanent. Nu? Profesorul Iosif Iman, care ne-a părăsit în acest an, care a fost unul dintre ultimii oameni care a lucrat cu Emil Racoviță, a împărtășit acest lucru pe scena urbană doar acum 2 ani, va fi pe aceste liste. Am completat cu Maya Kaufman, cu Lia Hubik, cu oameni care nu erau pe listele inițiale și
pe care ne sunt contemporani și ne ancorează, să spunem, în realitatea aceasta. Vorbește-ne puțin despre povești pe care le cunoaștem puțin mai puțin. Emil Racoviță, de exemplu, e clar, e de notorietate, să spunem așa, și va rămâne, dar sunt cu siguranță personalități care au marcat într-un mod pozitiv orașul, despre care lumea nu mai știe atât de multe și pe care voi le-ați găsit și vă propuneți să le aduceți în să spunem, în lista nouă pe care o vom deschide anul acesta este lista cu sportivi. Lista cu sportivi este interesantă chiar și pentru cei de vârstă mult mai mici decât noi. Dacă scritori, arhitecți, știu și eu, soliști sunt cunoscuți de către generațiile mai în vârstă, sportivii sunt cunoscuți și de către cei mici. De ce se numește Sala Sporturilor Horea Demian? Cine a fost Paul Farago, care a câștigat medalia de aur la Olimpiada din München la șah, de la Berlin? Dar șahul s-a ținut la München, atunci am aflat acum. Au fost Maranda Brescu, au fost o listă lungă de sportivi, Ștefan Not, care a fost antrenor celebru și așa mai departe, sunt cunoscuți de către generațiile mai tinere și cred că este important să știm că se găsesc aici. La fel cum vă spuneam, de exemplu, în Père Lachaise, sunt selectați câțiva dintre oamenii care reprezintă o specialitate, iar restul vor fi online și listele vor fi deschise în continuare, în așa fel încât să avem o imagine cât mai clară. Mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi în această dimineață și pentru că prin evenimentul vostru puneți Cimitirul Central din Cluj-Napoca într-o altă lumină, într-o lumină care ne face să fim și autoreflexivi și să și aflăm totodată foarte multe lucruri care, iată, din păcate ajung uneori să fie date uitării. Mulțumesc încă o dată și felicitări! Mulțumesc mult și eu! Doamnelor, domnilor, mergem mai departe în platoul nostru regional. Cafe va sosi imediat Dudu Izabel. Vorbim despre un concert caritabil colectiv și nu numai. Între timp, mai vreau să vă spun și despre faptul că această nouă grilă de toamnă TVR3, din care fac parte producții foarte interesante, nu lipsește, evident, cultura. Ea va fi prezentă în continuare în programele teritoriale și nu numai. Jurnaliști cu experiență vor aduce în fața dumneavoastră producții interesante cu cărțile pe față, piper pe limbă, picătura de cultură, ghici cine vine la cină. Iar pe parcursul ediției de astăzi, Regional Cafe, vă mai aduc informații din această zonă a noi grile și sperăm să fiți alături de noi la producțiile pe care vi le propunem. Așadar, imediat la Regional Cafe, Dudu Izabel, rămâneți cu noi! Rog echipa din stafful meu tehnic să-mi aducă un clondir cu ceva lichid, fiindcă sunt emoționat. Dar nu de asta, mă. Ceva ud, mă. O apă, o apiță. Pizza, 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 pizza. Apă, pizza, pizza. Ceva ud, mă. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza. Sunt emoționat. Va fi cel mai greu, cu milă și tristă mirare, duminica trupului meu, duminica trupului meu. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog pe tine umbră să redevii ființă. Fior prin mine umblă și nu am trebuință, te rog pe tine umbră să redevii ființă. Am revenit în studio, doamnelor, domnilor, Regional Cafe continuă la TVR. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Dudu Izabel a sosit în platoul nostru. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit din nou!
din nou. Avem cel puțin două subiecte despre care vom discuta în această dimineață, Dudu. Primul dintre ele, un concert caritabil colectiv. Da, este vorba despre un eveniment caritabil organizat de către asociația GTG 3010 de la București. Deci asociația care a luat ființă în urma tragicului eveniment de anul trecut. Părinții celor de acolo. Este un eveniment de 3 zile, este la București, da, cum am mai menționat, este la o mega berărie de pe Chiselef, acolo toată lumea știe unde, și eu particip acolo cu Costi Cămărășan Band și pe această cale trebuie să spun foarte mulțumesc de invitație și suntem de-a dreptul onorați, vom cânta într-o companie extraordinară, Florin Chilian, Talisman și Compact, în aceeași seară, urmând ca în serile următoare Truda, Kempes, Altar, Trooper, Coma, deci o așa o la creme de la creme. Evenimentul se întâmplă deci pe 3 zile, noi vom cânta în seara de vineri. Toate amănuntele se găsesc pe evenimentul lor pe Facebook, peste tot. Hrubaru va fi acolo. Și să nu uit unul dintre să nu-i spun neapărat idolii, dar unul dintre personajele iconice care și mie ca și mult altora le-a schimbat viața este Petre Magdin. Va fi prezentator acolo, deci va fi un eveniment foarte mișto. Și mai trebuie să menționez, înainte de a veni, am vrut să-mi scriu pe mână tot ce, ca să nu uit tot ce am de zis, dar am uitat. Trebuia să-mi scriu pe cealaltă mână, să-mi scriu pe una. La una dintre piese vom avea, nu, acum nu-i târziu, că mai mi-aduc aminte. La una dintre piese voi avea iarăși o mare onoare și plăcere să-l am alături de mine pe scenă pe Ovidiu Anton, care este un, evident, băiatul de aur al Eurovizionului, care n-a fost. Și să vedem ce va ieși, încă n-am repetat împreună, repetăm acolo și să vedem ce va ieși, dar cred că sigur va fi un moment foarte mișto. Sperăm să fie un eveniment care, evident, are rolul de a păstra vie memoria celor care au pierit, din păcate. Este chiar genul de eveniment la care, pe de o parte, ne bucurăm că participăm, pe de altă parte, nu ne-am fi dorit ca acest gen de eveniment să trebuiască să aibă loc. Adică, știi la ce mă refer. Dar dacă putem pune și noi umărul la toate, evident, toate încasările se duc spre asociația respectivă care gestionează la victimele care mai au încă nevoie, fiindcă, după cum știm, aici întotdeauna mai este nevoie de tratament în plus și cred că niciun leu nu este în plus. Să nu uităm că cu ocazia acestui eveniment, până la urmă, viețile multora dintre noi s-au schimbat anul trecut. A fost momentul care, după colectiv, a determinat ca oamenii să iasă masiv în stradă, exact, și să se revolte, da, împotriva clasei politice din România. De aceea spun că a fost un eveniment care putem zice că ne-a schimbat viața. Exact. E foarte bine pentru că și tu vei fi prezent acolo și astfel aduci cumva și din partea noastră un omagiu acestor oameni, în același timp cu dorința de însănătoșire, de a merge mai departe pentru cei care sunt în viață. Evident, și vrem să vorbim tot în această ediție Regional Cafe și despre Speak Floyd. Da, despre Speak Floyd voi face doar un scurt rezumat, fiindcă voi mai veni odată cu specificațiile de rigoare. TVR Cluj va înregistra. Da, TVR Cluj va fi partener la... Telespectatorii noștri vor avea ocazia să vadă în întregime. Foarte bine. Și live pot să aibă ocazia, dacă vor să vină, pe 15 noiembrie la Casa de Cultură din centrul orașului. Este într-o zi de marți și, mai important, zi de salar. Este un spectacol, concert Speak Floyd. Într-adevăr, multă lume m-a întrebat. Da, se pot achiziționa bilete și la fața locului, dar asta nu-ți garantează accesul la un loc pe care îl vrei tu. Deci vânzarea se face prin event.ro, se găsește pe eveniment pe site, deci se face online, deja sunt, cred că 20% sunt arvunite locurile. Oricum va fi un spectacol
în care noi aducem multă lumină, mult sunet, proiecții, deci va fi nu doar un simplu concert, va fi o producție în adevăratul sens al cuvântului și mă bucur că veți fi alături de noi. Iar acest eveniment, repet, 15 noiembrie, marți, este de fapt capătul unui soi de turneu pe care îl... Mă rog, nu-i pot spune turneu, că e exagerat. Sunt mai multe date mai apropiate. Pe noiembrie, se dovedește că noiembrie e cea mai ocupată luna noastră. Pe 4 noiembrie vom fi la Brașov, din nou. Iar pe 11 și 12 noiembrie vom fi la vecinii bulgari, la Sofia, respectiv la Plovdiv. Urmând ca bagea să ne întoarcem, iar pe 15, cum am mai spus, va fi un spectacol pe care nici eu nu l-aș rata. Așadar, iată, nici telespectatorii noștri nu îl vor rata, pentru că, repet, doamnelor, domnilor, aveți șansa să-l vedeți. TVR Cluj va fi alături de artiști și va înregistra acest spectacol, îl vom transmite și în direct. Dudu, îți mulțumesc foarte mult pentru că în această dimineață ai fost alături de noi. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, înainte să mergem mai departe, despre concursul pe care l-avem cu editura Libris din Brașov. Sunând la numărul de telefon afișat pe ecran, aveți șansa să câștigați un pachet de două cărți. Extragerea va avea loc la sfârșitul acestei ediții Regional Cafe. Revenim imediat în direct alături de Leta Popescu, Michi Braniște, vorbim despre Tom Dimash, despre Open. Rămâneți cu noi! După aia a doua zi pe scara propriului, să dai masă, n-ați cu nici, după ce...
Am revenit, doamnelor, domnilor, în direct. Regional Cafe continuă la TVR. Discutăm despre alte proiecte din zona artistică, din zona culturală, extrem de interesante. Leta Popescu a sosit alături de noi, împreună cu George Albert Costea și cu Michi Braniște. Vorbim despre Open și despre Tom Dimash. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Începem cu Open, ca să deschidem, nu așa cum îi spune și numele. Vă rog, în seara asta ce ne pregătiți? În seara asta o să puteți vedea la Fabrica de Pensule la ora 19 Open, un spectacol produs de Asociația Reciproca în parteneria cu Federația Fabrica de Pensule și Ground Floor Group, în cadrul unui proiect finanțat de Cam în Cluj, care se numește, așa cum scrie acolo la tine, Mijloacele Spectacolului Contemporan. Și un spectacol la care am lucrat împreună cu George astăvară și mâine, adică marți, avem și un atelier la care invităm tinerimea română să facă cunoștință cu aceste mijloace ale spectacolului contemporan. Ați lucrat în vară și acum culegeți roadele. Toate roadele le culegem. George, care sunt mijloacele spectacolului contemporan? Noi ne-am axat pe o metodă mai nouă de lucru în teatru contemporan, și anume metoda Devised Theater, ceea ce reprezintă, pe acum pentru Leta, regizor, să înseamnă să nu mai existe neapărat o supremație a regizorului în spectacolul de teatru contemporan, adică asta cel care vine cu viziune și care impune întreaga viziune asupra întregului colectiv. Sau o viziune cam dictatorial, înțeleg. Doamne ferea! Nu a ta! Se mai întâmplă, nu asta spun, se mai întâmplă. Așa, și atunci vine acest concept de device theater în care creatorii spectacolului își pun ideile în comun, se pornește de la o idee și atunci fiecare are un drept de veto cumva asupra ideilor, asupra proiectului și împreună încearcă să rezolve această idee. Tocmai pentru că noi nu am pornit de la un text deja scris, un text dramatic deja scris, am pornit de la câteva idei. Noi doi am pornit proiectul, apoi s-a alăturat Ana Cucu Popescu, dramaturg, care a început să scrie alături de noi un text, și apoi echipa s-a întregit alături de Mihai Alex Moș, Lupea, care a făcut videoproiecțiile, și Mihai Moș, care a făcut compoziția originală de muzică și sound design-ul spectacolului, și am adus fiecare dintre noi și m-am propus ideile, s-au tăiat alte idei, am revenit, am mixat textul. Într-o lună de lux, cum aș putea spune, găzduiți la Fabrica de Pensule. Și totul a fost foarte bine, pentru că... Și e despre iubire. Lumea trebuie să știe că e un spectacol despre iubire. Să vină. Știi că asta cu iubirea nu se prea vorbește. Așadar, tot ce ați lucrat voi vom vedea în aceste două zile. Da. Astăzi și mâine. Și pomeneai, Leta, puțin mai devreme despre faptul că mâine îi veți implica pe cei care sunt alături de voi. Da. Pe tineri, adică pe studenții de la regie și teatrologie și pe liceenii care vor să dea la regie sau la teatrologie, cât să le facem cunoștință. Văd orientare vocațională, prietenire și o împrietenire în același timp și cu spațiul Fabrica de Pensule, unde liceenii ajung mai greu pentru că nu au în programa școlară metodele device theater ale teatrului, au mai degrabă Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război de la... Un pic mai clasic, așa da. Să spunem. Un, și cred un că demers, ar trebui să... Un adică demers didactic e, mai, da. Mai clasic. Îmi place pentru că voi întotdeauna veniți cu niște concepte foarte noi, foarte la prima vedere greu de pătruns, de aceea vă și întreb ce înseamnă device theater. Mi-aduc aminte ultima dată când ai fost la noi la Regional Cafe împreună cu un alt invitat de-al tău, ne vorbea despre o construcție tehnopoetică. Lucru pe care l-am lămurit ca să înțelegem despre ce este vorba. Astăzi vorbim de device theater. Până la urmă este bine că cei care urmează să îmbrățișeze o astfel de carieră știu și despre ce e vorba. Așa ar trebui, da. Așa ar trebui. Pentru că teatru, artele performative sunt foarte vii, se întâmplă foarte multe lucruri și evident în fiecare caută câte o nișă, încearcă noi metode de a se exprima. Există deja foarte multe metode de prin multimedia, de exemplu, care sunt introduse în teatru, tehnologii noi, și atunci ele trebuie explorate. Încă nu există foarte bine în școală, poate, în toate aceste resurse, și măcar prin atelierul pe care le va face mâine Leta, împreună cu Otilo Almaș, tehnician,
și Florin Caracala vor încerca să apropie tinerii inclusiv de partea de light design, de sound design, adică să vadă exact cum se... Pentru că este important pentru cei care intră acum în lumea asta sau care sunt atrași să vadă un pic și culisele, cum să vadă exact cum, care este un pic procesul prin care se creează un spectacol de teatru. Și voi mai apăsați și un buton, o sonerie și spuneți, doamnelor, domnilor, suntem în 2016. Să venim cu un teatru de 2016, tema, nu uităm, iubirea. Da! Michi Braniște, găzduim la Fabrica de Pensule acest eveniment, dar trebuie să ne spui câteva lucruri și despre Tom Dimaș, te rog. Cine ratează mâine, astăzi și mâine evenimentele Leteș ale lui George, pot să vină în festival în 7 noiembrie și să vadă spectacolul atunci. O să fie în deschiderea festivalului. Mai mult decât atât, pentru aceia dintre telespectatorii noștri care nu sunt din Cluj-Napoca, colegul nostru Vasile Hotea Fernezan și la Transilvania Culturală și în alte producții TVR Cluj, îi va ține la curent cu desfășurarea evenimentelor de la voi. Da. Așa face Vasile. Da, e unul din jurnaliștii care ne susține în fiecare an. Începem pe 7 noiembrie, cum ziceam, timp de o săptămână și invităm spectacole din străinătate și din România. Avem un artist asociat pe nume Farid Fairuz, care e un coregraf și performer de la București, dar cu o identitate extrapolată către Orientul Mijlociu, să spun așa. Care se reflectă și în ceea ce lucrează. Lui, da. Împreună cu el am ales tema de anul acesta festivalului, care este post-faliment, chiar dacă sună așa a sfârșit, de fapt vrem să anunțăm ceva pozitiv, să ne gândim la ce urmează după sfârșit, pentru că nu știu, ne închipim că lumea nu se poate termina chiar așa. Și împreună cu el am dezvoltat un concept curatorial la care s-a alăturat și Iulia Popovici, un colega cu care facem selecția de spectacole în fiecare an. Artiștii care vin anul acesta sunt din orizonturi destul de diferite și geografice și artistice. Aș putea să o menționez pe Asa Jackson, care vine din Filipine cu un spectacol care se numește Macho Dancer. Avem o producție româno-poloneză cu Mădălina Dan și Agata Sinierska. Un proiect foarte interesant, o carte performativă, așa o numesc artiștii, doi artiști polonezi, Magda și Ludomir Frankzak. Ei practic au dezvoltat un proiect în Cluj în mai multe etape și au strâns mai multe povești despre cum văd locuitorii Clujului, Clujul și istoria lui, ce e realitate din istorie, ce este ficțiune, și toate acestea au fost strânse într-o carte și publicul poate să vină să ia cartea gratuit și să facă singur un parcurs personal în funcție de ceea ce citește în carte și să descopere Clujul prin cartea respectivă. Așa, dar o mulțime de evenimente cuprinse și în această ediție. Tom Dimaș, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață și ne-ați adus toate detaliile care se vor regăsi, cum spuneam, în reportaje realizate de către colegii noștri și care vor fi difuzate pe TVR Cluj și pe TVR3. Mulțumesc încă o dată și mult succes! Mulțumim! Domnilor, domnilor, mergem mai departe. Vă reamintesc de concursul pe care l-avem în colaborare cu editura Libris din Brașov. Sunând la numărul de telefon afișat pe ecran, aveți șansa să câștigați două cărți. Norocoșii vor fi anunțați la finalul acestei ediții Regional Cafe. Revenim imediat în direct cu In Out. Se vadă ceva în construcție, în mașini de lux. Noi am făcut. Ce ne s-o cuveni că ne-e bine. It was a shock when we entered this city, I think. Yeah. It was like, why are all these houses so big and so luxurious? And then we saw all the French car
symbols or car signs, and everywhere, every third car, it was French or Italy or Germany, and it was like really strange. Yeah, you are not really here in Romania. Doamnelor, domnilor, în studio, alături de mine, Roxy Pop și Călin Ilea, vorbim despre In-Out. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Primul festival de fotografie documentară din România are loc la Cluj-Napoca. Datorită vouă, felicitări! Mulțumim! Dați-ne toate detaliile, vă rog! Foarte multe detalii de dat. Începe joi, 27 octombrie, se întâmplă în Cluj. Până pe 6 noiembrie. Exact, până pe 6 noiembrie. Sunt 10 zile de expoziții, proiecții, dezbateri și foarte multe lucruri legate de fotografia documentară. Și e un punct de pornire. E un punct de pornire, primul festival de acest gen în România. Vrem să facem acest festival, ne-am dorit foarte mult tocmai pentru a expune fotografia documentară. Avem 13 expoziții, tema în acest an este România, văzute de fotografi străini și fotografi români. Deci toate proiectele care sunt arătate în cadrul festivalului sunt realizate în România. Din acest motiv sperăm să atragem un public cât mai larg și nu doar cel interesat de fotografia, ci un public interesat de cum suntem noi văzuți în țară și în străinătate. De altfel, este și una dintre întrebările pe care le lansați în cadrul evenimentului. Cum vedem România din interior, cum vedem România din exterior? Corect. Exact, pentru că fiecare fotograf are viziunea lui, fiecare fotograf și-a dedicat o perioadă lungă de timp pentru proiectele pe care noi le prezentăm și oamenii trebuie să vadă și acest gen de fotografie, să o înțeleagă mai bine, pentru că noi credem că multă vreme fotografia documentară a fost asociată, să zicem așa, poate cu niște imagini de arhivă sau cu niște imagini alb-negru și sunt niște lucruri pe care noi vrem să le aducem în fața publicului și să schimbăm poate niște mici mentalități, dacă putem spune așa. Mentalități, prejudecăți. Iată, înțelegem că fotografia documentară nu este despre alb-negru neapărat și nu este despre ceva învechit sau ceva vintage, ceva din vremuri apuse. Despre ce este ea atunci? E vorba despre povești care se întâmplă peste tot în jurul nostru. Sunt povești de actualitate, sunt lucruri pe care fotografii le documentează zi de zi, sunt elemente din viața unor personaje care sunt poate chiar lângă noi. Și care se pot întâmpla aici exact, și acum. Exact, aici acum și pe care oamenii vor descoperi. Sunt sigur că în foarte multe dintre fotografiile și poveștile care vor fi în expoziție, oamenii se vor regăsi pentru că sunt lucruri pe care le vedem zi de zi, dar poate nu le observăm. Da, e important să spunem celor care ne urmăresc acum și faptul că accesul publicului la expoziție este gratuit. Da, accesul este gratuit. Toate expozițiile au un program, noi îl avem pe site, pe site-ul www.inout.photo, scris cu PH. Acolo găsiți programul complet al expozițiilor și exact cum ai spus tu, intrarea este gratuită. Expozițiile am încercat să le punem în program astfel încât oamenii care au job se le poate vedea și spre finalul zilei și locațiile sunt în zonă centrală, într-un circuit de aproximativ 2 ore, oamenii pot să ajungă pe la toate locațiile, pe la toate galeriile și să vadă cele 13 expoziții din festival. Știu că ați derulat o campanie internațională de fundraising. Crowdfunding, da. Pentru că suntem la început de drum și am avut nevoie de ajutor, chiar tot ajutorul, ne-am bazat și pe prietenii, relațiile care le aveam în străinătate. Amândoi am studiat în Statele Unite și atunci ne-am gândit că putem să cumva să dăm soare în lume, nu în țară doar. Soare în țară, da, dar și în străinătate. Da, exact, că se face acest festival și ne-au ajutat. Adică am avut nu știu cum să zic, un feedback foarte bun din partea oamenilor. Iată că rețeaua voastră pusă în mișcare, da, a pus la rândul său umărul
Și astfel avem prima ediție a acestui festival. E nevoie de, exact cum ai spus tu, de o rețea foarte, foarte largă de prieteni, cunoștințe și relații pentru a pune în mișcare un astfel de festival. E nevoie de oameni pe toate palierele, pentru că, exact cum ai spus, prima ediție, noi lucrăm cu foarte mult entuziasm, dar pe lângă asta avem nevoie de sprijin logistic, avem nevoie de sprijin material și atunci, plecând de la colegii și prietenii noștri cu care am lucrat pe perioada studiilor, am revenit în țară și am luat legătura cu toți ceilalți, de la oamenii care ne ajută cu imprimarea până la oamenii care ne-au oferit locații. Au fost persoane dispuse să ne sprijine în acest demers. Le spunem telespectatorilor noștri că informații despre festival și expoziții găsesc pe canalele oficiale ale voastre InOut, pe www.inout.photo sau InOut Festival pe Facebook, pagina voastră de Facebook. Așadar, 27 octombrie, 6 noiembrie 2016 ne întâlnim cu voi în cadrul acestei prime ediții a Festivalului de Fotografie Documentară din România, ce are loc la Cluj. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi la Regional Cafe. Felicitări pentru inițiativă, mult succes la cât mai multe ediții despre care să vorbim la Regional Cafe și nu numai, să se vorbească peste tot. Mult succes! Să ne vedem cu bine. Mulțumim și să ne vedem cu bine la expoziții. Mulțumesc și eu, doamnelor, domnilor. Mergem mai departe. Un nou subiect interesant vine imediat la Regional Cafe, adus de către actrița Diana Buluga. Dacă încep să umbli la restaurante, la barul, la firme, la discoteci, niciodată nu faci bani. Îți garantez eu aia. Niciodată nu faci bani. Dacă tu ai început să umbli la restaurante, la discoteci, la șmechiri, să îți faci poftile, niciodată nu pui bani. O să francezi jamais. Luna creativă, doamnelor, domnilor, la Cluj-Napoca, Diana Buluga, inițiatorul și organizatorul acestui proiect, este alături de mine, ne dă detalii. Bună dimineața, bine ai revenit la Regional Cafe. Bună dimineața și bine v-am regăsit. O nouă întâlnire cu publicul clujan, Diana, într-o formă inedită, așa cum ne-ați obișnuit voi cei de la Create Act Enjoy. Da, seară a avut loc premiera spectacolului aici, acum, în acest moment. Aici, acum, în acest moment, te rog să ne dai detalii. Exact. E vorba de un one-man show cu mine, un one-woman show, dacă vrei să fim mai specifici, pe un text scris de Alexandra Felseghi. Am abordat împreună o temă mai sensibilă, dar cu o notă pozitivă, zic eu. Vorbim despre moarte în spectacol, dar tocmai pentru a prețui ceea ce se întâmplă aici, acum, în acest moment. Trebuie să zic că am avut aseară un public foarte, foarte cald. Imediat după spectacol am făcut și o sesiune de Q&A la care toată lumea a rămas. Unii dintre ei foarte dornici să afle detalii despre text, despre cum a fost scris, ce ne-a motivat să facem un astfel de spectacol. Și cu siguranță e un spectacol care se va mai juca la The Box de acum înainte. Ne-ați obișnuit de-a lungul timpului cu faptul că modul în care voi vedeți această artă performativă nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care ajungem la sentimentele noastre, la emoțiile noastre, în maniere terapeutice, în proiectul vostru pe care îl desfășurați alături de cei care pentru o anumită perioadă din viața lor se află în spital. Iată, acum abordați această temă a morții și trageți un semnal de alarmă că e bine ca până la momentul morții să ne trăim viața și să nu cumva să murim înainte să murim. Exact, da. Cred că e important din când în când să ne amintim că e important ceea ce facem zi de zi, că sunt lucruri mici care ne construiesc și în care ne regăsim și că merită să le prețuim, atât lucrurile respective, cât și oamenii din jurul nostru. Avem de multe ori tendința
petrecând foarte mult timp cu aceleași persoane, să nu mai avem nota aia de recunoștință pe care să le arătăm. Și atunci e așa ca un clopoțel care ți amintește că, uite, ai oameni frumoși în jurul tău, se întâmplă lucruri frumoase alături de ei și nu trebuie întotdeauna să le iei gratuit. Deci, cumva, e un spectacol și care mulțumește, de exemplu, bunicii mele și bunicii Alexandrei. Noi ne-am pierdut bunicile acum un an, respectiv acum 2 ani, și atunci ne-am dorit să facem asta și pentru ele, chiar în primul rând pentru ele. Iar spectacolul se numără printre cele 4 premiere din luna creativă. Am avut o lună foarte, foarte plină și urmează o săptămână. 30 octombrie a fost luna Create Acting Joy, în care ați adus foarte multe evenimente în fața publicului. Exact, exact. Am avut ateliere creative pentru liceeni, dar anul acesta în premieră și pentru profesori. Și spectacolele de teatru, mai multe decât anul trecut, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Am ajuns și la Dej și la Câmpia Turzii cu ateliere de teatru și ateliere de film. Asta este foarte important în locuri în care astfel de evenimente nu se întâmplă zilnic sau nu se întâmplă atât de des cum se întâmplă în marile orașe. Și e foarte bine că îi țineți conectați și pe cei de acolo. Exact. La Dej, de exemplu, producții. A fost o surpriză foarte frumoasă. Profesorii care au venit doar să aducă elevii la școala respectivă unde se țineau atelierele și-au dorit foarte mult să participe și să se implice activ. Și s-a lucrat foarte frumos pe relația asta, elev-profesor. Lucru care nu poate decât să ne bucure și, evident, să ne dea idei pe viitor. Te întrerup foarte puțin asta pentru că, așa cum le spuneam în telespectatorilor noștri puțin mai devreme, punem la cale un nou concurs, doamnelor, domnilor, împreună cu editura Libris din Brașov. Oferim unuia dintre telespectatorii care au sunat la numărul de telefon afișat pe ecran 2 cărți cadou. Și am să te rog pe tine, Diana, să îl extragi acum pe fericitul sau pe fericita câștigătoare, spre care vor pleca 2 cărți în urma parteneriatului pe care TVR Cluj îl are cu editura Libris din Brașov. Diana Buluga, doamnelor, domnilor, invitata mea extrage chiar acum câștigătorul, care se numește Crețu Cătălin din Galați. Crețu Cătălin din Galați. Mulțumim în primul rând pentru faptul că a fost alături de noi în această dimineață. Felicitări, cum spune și Diana, 2 cărți pleacă spre Galați la Cătălin Crețu. Ne reîntoarcem la Luna Creativă și la evenimentele Create Acting Joy. Un alt eveniment care ne-a făcut o deosebită plăcere să lucrăm la el a fost 1440 de minute. Un spectacol pe care l-am realizat în 24 de ore, respectiv 1440 de minute. Practic, 8 artiști ne-am închis în The Box și am avut 24 de ore la dispoziție să scoatem un produs artistic. Se poate așa ceva? Se poate, se poate. Ne-au ajutat și fanii, cunoștințele, prietenii de pe Facebook, pentru că cu o săptămână înainte de a face experimentul, le-am cerut sugestii. Oricine putea să posteze în grupul de pe Facebook replici, idei, imagini de la care să pornim să aveți spectacolul. Un punct de pornire. Da. Și a rezultat, cum cred că se vede și în imaginile pe care vi le-am trimis, un experiment foarte drăguț de 50 de minute, care s-a încheiat cu o masă colectivă. La final am stat toți și am mâncat pe bune. Tema principală a fost Crăciunul. Iată, Crăciun în octombrie. Cine s-ar fi gândit? Iar de-a lungul poveștii, tot felul de teme. De exemplu, la un moment dat am avut un moment Iohannis. După care tot felul de provocări, cânta de colinde traduse de Google Translate, colaje de fotografii, majoritatea venind de la publicul nostru care a aruncat cu idei în noi. E un experiment pe care cine știe, poate că îl vom relua și anul viitor în Luna Creativă, pentru că ne-am distrat. Practic n-am ieșit deloc 24 de ore de acolo, acolo am mâncat, acolo am dormit. Acolo am scris și am pus ideile timp cap la cap. Timp de 1440 de minute, spuneai da. Puțin mai devreme. Partea frumoasă a proiectelor voastre este că cei care sunt atinși, să spunem așa, de evenimentele voastre nu sunt doar simpli spectatori. Îi implicați adesea, îi aduceți
de cealaltă parte a scenei. Exact, da. Credem foarte tare în genul ăsta de activități, pentru că atunci spectatorul nu mai rămâne în poziția aceea pasivă, de simplu spectator, ci uneori chiar lucrează cot la cot cu noi, cum se întâmplă în cazul atelierelor sau în cazul programului de terapie prin artă. Și spectacolele, totodată, tot la interactivitate instigă de cele mai multe ori. De exemplu, și aici, acum, în acest moment, exact așa debutează cu câteva întrebări pe care le adresez publicului. Da. Și mare mi-a fost surpriza aseară când am văzut că ei au răspuns și s-au implicat. Diana, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Voi implicați la Create Acting Joy, publicul și este extraordinar. Sperăm că și noi, doamnelor, domnilor, am realizat și astăzi o emisiune interactivă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă doresc o săptămână excelentă. La revedere!